Cum ai ajuns aici? Cât de greu ți-a fost? Cum ai devenit omul Călin Fusu pe care îl știm acum? Au fost câteva etape, putem să le împărțim, nu știu, decade sau cincinale. Perioada până la 16 ani, când am fost în Moldova, am uitat-o deja, deci nu mai țin minte foarte bine. Dar copilăria, școala, chestii relativ uzuale. Dar probabil că au fost cele care și-au pus amprenta și mi-au dat vectorii, motivațiile principale care m-au împins înainte după aceea. Apoi perioada studenției, cu plusurile și minusurile, cu primii ani departe de familie, pe propriu, mai multe decizii luate pe cont propriu, cu bani făcuți pe cont propriu și cheltuiți de capul meu, fără sfaturi, fără... Așa, cred că după aceea a fost perioada pe care putem numi piața de capital. Am fost broker la bursă, am învățat despre riscuri, am lucrat pentru un fond american de investiții mare, am învățat ce înseamnă să pariez pe industrie în creștere, am învățat valoarea timpului, pe lângă valoarea riscului și valoarea timpului. Și apoi perioada Neogen, care a însemnat învățarea managementului, marketingului și chestii mai operaționale și maturizarea mea ca persoană, adică testarea propriilor limite. Cred că astfel am ajuns aici. Dacă vor urma și alte etape, întrebare interesantă și taică mă tot întreabă. Ce, ai, nu te-ai săturat, nu știu ce mai zis. Nu te-ai angajat și tu? Mai schimbă ceva, că nu mai sunt noutăți de 10 ani, nimic. Nu știu asta, s-ar putea la un moment dat, să zicem vreo 3 ani, s-ar putea să înceapă o altă etapă, nu știu încă care va fi ea. Mm-hmm. Care au fost primii bani care ai câștigat vreodată? Primii bani. Mm-hmm. Țin minte, pe lângă asta, că mi-ajutam bunicii când vindeau la piață, nu mai știu de ce eram eu la piață, care era utilitatea, pentru că eram foarte mic, câțiva ani, sunt 10 ani acum. Dar țin minte că eram acolo, dar nu erau banii mei. Mai țin minte că vindeam mici de ping-pong la școală. Le cumpăram cu 6 copii și le vindeam cu 10 copii. Mergea treaba destul de bine. Până m-au chemat la cancelare să ne explice că nu e the way to go în societatea asta. Micul capitalist. Mai că era profesoară și mi-a tăiat relativ rapid acest business. Primii bani relativ mulți am făcut lucrând într-o vară la 13 ani în ceea ce se numea brigada școlărească. Adică, practic, mergeam zi de zi pe câmp și făceam munci agricole pentru care eram plătiți. Cred că a fost și primul meu șoc de interacțiune cu oameni, de interacțiune strânsă cu oameni cu vârste mai mari decât mine. Mi-am dat seama atunci cât de greu îmi este să respect autoritatea celor mai mari decât mine. Deci aveam probleme mari cu cei mai mari care obișnuiau să le spună celor mici ce să facă. Oricum, din banii aia, cred că am făcut o excursie prin capitalele fostelor republici sovietice și mi-am cumpărat primul castofon. Da, cam atât. După aia, cred că când am venit în România, am început să fac ceva comerț. Mm-hmm. Discuri, chitări, televizoare, orice. Aha. Se vindea. Bun. Zi-mi 3 sfaturi care crezi că au mers din punctul tău de vedere. Sfaturi pentru cineva care vrea să evolueze personal. Da.
Eu cred că primul sfat e alocarea timpului și energiei. Mulți oameni pe care îi cunosc și sunt foarte relaxați cu timpul lor și nu aleg o direcție spre care să-și canalizeze majoritatea energiilor. Deci focusarea... Eu țin minte că mergeam la nuntă cu o prietenă mai de mult și aveam PDF-uri pe care mi le puneam pe genunchi și citeam. Deci mi se părea o pierdere de timp o nuntă. În continuare mi se pare. Și foloseam inclusiv acel timp pentru a citi ceva așa. Majoritatea oamenilor nu fac asta. Deci trebuie să alegi o direcție și să tragi pe ea. Lucrurile nu funcționează, fac și aia, fac și aia, pot să fiu și bun sportiv și bun om de afaceri și deci trebuie să debalansezi viața ca să poți să rupi din loc într-o anumită direcție. Asta de obicei înseamnă să rămâi în spatele oamenilor, în alte domenii. Trebuie să-ți asumi acest lucru. Mai ții minte cum făceai fast reading într-un revelion? Exact. Da. Practic mi-am propus să citesc primele 5 minute sau 10 minute din multe cărți și după aia le-am pus pe categorii de citit, de aruncat, de păstrat și de făcut cadou. Așa. Cred că ăsta e unul, trebuie să mai zic două. Cred că unul și singurul sfat este focusul pe ceea ce e important pentru fiecare. După aia poți să zici să înțelegi ce e important, să înțelegi care sunt resursele și care, cum funcționezi tu în relație cu alții. Dar astea sunt detalii mai complicate pe care le descoperi în timp. Zi-mi un fuck-up pe care l-ai avut, un eșec. Profesional, bani. Da, profesional. Bine, dacă e să mai amintesc cele mai... care mi-au rămas în minte, sunt în perioada pre-Neogen, eram broker la bursă și am pus din greșeală 20 ore în plus la o comandă. Deci un client s-a trezit cu 100.000 de dolari cheltuiți, pe care nu intenționa neapărat să-i cheltuie. Trebuie să refac tranzacția a doua zi și să... Deci greșeli din astea de neatenție. De acolo mi-am dat seama cât e de important să ai sisteme care previn riscul. Pentru că oamenii sunt failibili și fac greșeli și atunci e bine să pui la punct sisteme care să dubleze. După aia, în primul meu, eu am lucrat și în Moldova la un moment dat, am deschis o firmă de broker acolo. Acolo am învățat cât de important este să nu depinzi de un client sau de un angajat. Practic aveam un singur client și un singur angajat care avea licență de bursă și la un moment dat clientul s-a răzgândit, care era fondul american, care mă trimisese în principiu acolo, s-a răzgândit să mă investească în Moldova, era angajatul cu licență, a zis că el s-a plictisit și pleacă și m-am trimis complet fără business, fără client și fără licență. La Neogen au fost multe eșecuri din care am învățat, mi-e greu să evidențiez unul. Probabil că unul e să nu concurez cu Google sau Facebook, un business care depinde în principal de tehnologie. Să concurez doar pe businessurile care depind de conținut sau pe businessurile care depind de forță de vânzări locale. Altfel, e greu să concurez cu oameni din Silicon Valley. Mm-hmm. Dacă ar fi să întorci timpul înapoi, ai schimbat ceva în ultimii 2-3 ani de zile? Să zicem, din punct de vedere al business-ului. Da, ultimii 2-3 ani să zicem că deja am început să fac mai puține greșeli. Practic, ultimii 2-3 ani au fost ani de consolidare și focus. Cred că aș schimba mai multe din primii 7 ani. Business-ului când pur și simplu încercam să facem prea multe lucruri pentru resurse financiare, umane, de management pe care le aveam. Aș încerca să fac mai puțin lucruri și mai bine. Ajută și la stabilitatea mentală să împrăști mintea în prea multe locuri. Cred că e o greșeală pe care o fac majoritatea antreprenorilor tineri. Toți cred că pot face mai mult decât într-adevăr pot și atunci se împrăștie. E mai bine să alegi o direcție și să fii cel mai bun decât să fii locul 3 în 3. Mm-hmm. Ce cărți citești?
o disciplină, o regulă foarte clară. Ultimul timp, în general, încerc să nu cumpăr cărți, ci să folosesc Kindle. Adică, acum, tot cărți sunt... S-ai cumpărat altul? Mi-am cumpărat altul, unul l-am uitat în avion. Adun, am perioade de acumulare, books sau share books, unde adun linkuri și pe măsură ce se adună din când în când, la câteva luni, aleg 5 cărți pe care le cumpăr și apoi aștept până le termin, ceea ce nu se întâmplă mereu. Multe cărți nu reușesc să le termin, după care reiau ciclu. Am tot felul, de la o carte care mi-a plăcut recent, e despre fuziunea dintre Morgan Stanley și Dean Witter, alta e biografia lui Warren Buffett, mai încerc să citesc și romane, SF-uri, tot felul. Încerc să citesc cărțile premiate și mi-am dat seama că e bine să folosești filtre umane. Deci, decât să pierzi timpul încercând să te duci la filme cu ochii închiși și majoritatea filmelor sunt slabe oricum și majoritatea cărților sunt slabe, e preferabil să te folosești de timpul cuiva care deja a trecut prin ele și îți recomandă. Asta înseamnă de obicei filme premiate, cărți premiate sau topuri. Ok, și un cuvânt de încheiere pentru cei care caută inspirație? Da, e o întrebare bună, e unde își găsește fiecare persoană inspirația și energia. Probabil ți-o găsești din modele, deci uitându-te la alți oameni. Energia ți-o găsești din interacțiune, din nou, interacțiune cu alți oameni, muzică, natură. Fiecare om e bine să-și descopere sursa de energie, pentru a fi cu adevărat foarte bun, trebuie să consumi mai multă energie decât media și ca să consumi trebuie să ai sursele acumulate. Călin, ai mulțumit mult de tot!